Bună ziua! Încep prin a vă mulțumi pentru faptul că participați la conferința noastră de presă. Am întârziat puțin din dorința de a ajunge toți colegii din presă pentru a putea avea o conferință de presă eficientă. Astăzi închei mandatul de ministru al dezvoltării. Este o perioadă în care, timp de aproape 25 de ani, am petrecut în administrația publică. Fie că 4 ani de zile am fost consilier local, fie că am avut 12 ani de primar și de asemenea 7 ani de președinte de Consiliul Județean și 1 an și 5 luni de ministru. Este o perioadă pe care am parcurs-o cu foarte mult drag, am avut foarte multe proiecte pe care le-am implementat în pozițiile pe care le-am avut în decursul timpului. Evident, cea mai importantă provocare pe care am avut-o la nivel de președinte de Consiliul Județean a fost aceea de a realiza primul aeroport după 50 de ani la Brașov. Un aeroport care reprezenta o așteptare nu doar pentru cetățenii din județul Brașov, ci și pentru România. Dacă le-aș fi promis brașovenilor că în momentul în care voi inaugura acest aeroport, îmi voi da demisia, poate foarte mulți s-ar fi gândit la faptul că îmi doresc să stau foarte multe mandate președinte de Consiliul Județean până să materializez un astfel de proiect. Ei bine, lucrul acesta nu s-a întâmplat datorită faptului că în urmă cu un an și 5 luni, mai precis cu 17 luni și 5 zile, mi-am depus acel mandat de președinte de Consiliul Județean pentru a veni la Ministerul Dezvoltării. De această dată se întâmplă același lucru, sunt nevoit să depun mandatul de ministru înaintea finalizării termenului până la care aș fi putut să îmi exercit această funcție, tocmai datorită faptului că în perioada următoare urmează să îmi preiau mandatul de președinte al Consiliului Județean Brașov. Dacă ar fi să caracterizez printr-un singur cuvânt mandatul meu de ministru, acela ar fi investiții. În perioada 2023-2024, prioritară a fost menținerea deschisă a tuturor șantierelor inițiate anterior, dar și demararea de noi investiții. Este vorba de investiții în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, a sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale, a dezvoltării infrastructurii sportive, educaționale, medicale, a sistemului de termoficare, în construirea de locuințe sociale și pentru tineri, specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii socioprofesionale, în reabilitarea energetică și consolidarea clădirilor publice multirezidențiale. Toate aceste investiții contribuie la dezvoltarea comunităților locale, în special în mediul rural și mic-urban, la reducerea disparităților între regiuni, la protejarea companiilor românești și la creșterea numărului de locuri de muncă. Fiind un om de teren, căruia nu-i place să se ascundă într-un birou, am vizitat aproape toate județele din România pentru a vedea personal stadiul lucrărilor la obiectivele de interes și am semnat aproape săptămânal la sediul Ministerului contracte de finanțare pe Programul Național Angel Salini sau pe alte programe, fie de risteismic sau de Programul Național de Redresare și Reziliență, împreună cu primarii din întreaga țară. Consider că aceste lucruri m-au apropiat mai mult de oameni, fiind în contact direct cu autoritățile locale, le-am ascultat problemele cu care se confruntă și împreună am încercat să găsim cu echidistanță soluțiile cele mai bune. Toate proiectele pe care le-am dezvoltat și toate contractele pe care le-am semnat au fost făcute cu dedicare pentru fiecare comunitate care a aplicat, pentru fiecare oraș, comună sau sat din România, cu gândul la oamenii acestei țări care ne-au ales să contribuim la dezvoltarea și ridicarea acestei țări. Sunt în administrație, după cum v-am spus, de mai bine de 24 de ani și știu ce poate și ce nu poate să facă un primar de comună. Știu ce așteaptă un primar de oraș, știu ce important este ajutorul Ministerului Dezvoltării, chiar pentru un primar de municipiu bogat sau chiar pentru un președinte de Consiliul Județean. Astfel, prin Programul Național de Investiții Angel Salini, în ultimele 17 luni, am semnat 2527 de noi contracte,
în valoare totală de 31 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că în prezent avem semnate în total 3.971 de contracte în valoare de 47 de miliarde de lei. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, din 15 iunie 2024, când am preluat mandatul de ministru și până în prezent, au fost finalizate 1.070 de obiective, ceea ce conduce la cifra de 8.946 de obiective finalizate de la începutul acestui program. De asemenea, la nivelul Companiei Naționale de Investiții, în perioada mandatului meu, au fost recepționate 400 de obiective de investiții, cu o valoare totală de 3,21 miliarde de lei. În domenii precum sedii de primărie, infrastructura justiției, așezăminte culturale, bazine de not, săli de sport, complexuri sportive, sisteme de alimentare cu apă și canalizare, unități sanitare, instituții de învățământ, inclusiv cămine studențești și creșe, lucrări în primă urgență. Tot în această perioadă, prin CNI, am încheiat 285 de contracte noi, în valoare totală de 4,34 de miliarde de lei, dintre care cele mai recente se referă la construirea stadioanelor Gheorghe Hagi din Constanța, Nicolae Dobrin din Pitești, precum și sediul Comitetul Olimpic și Sportiv Român de la Izvorani. Un interes aparte l-a reprezentat și construirea de locuințe prin Agenția Națională de Locuințe. În această perioadă am finalizat 840 de unități locative, 770 pentru tineri și 70 de serviciu și avem în execuție efectivă alte 2130 de locuințe. Totodată, fondurile europene constituie o importantă resursă pentru dezvoltarea comunităților și realizarea investițiilor. Astfel, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Ministerul Dezvoltării coordonează 5 componente: valul renovării, valul local, turism, cultură, educație, repower-ul și un program cu un buget total de aproape 5 miliarde de euro. Investițiile pe care le gestionăm vin în sprijinul autorităților publice locale și centrale și vizează domenii importante precum tranziția verde și digitală, transportul durabil, renovarea energetică, mobilitatea urbană, turismul și cultura, construirea de creșe, dar și înființarea de ghișee unice pentru furnizarea către prosumatori de servicii de consiliere în domeniul energiei pentru renovări ce vizează eficiența energetică și producția de energie din surse regenerabile. În acest moment, pe toate aceste componente, sunt în derulare 6.000 de contracte de finanțare în valoare de 5,6 miliarde de euro. Nu în ultimul rând, gestionăm 6 programe Interreg, pentru care îndeplinim rolul de autoritate de management în perioada de programare 2021-2027, cu un buget total de 749,25 milioane de euro, iar pentru alte 5 programe Interreg, cu un buget de 1,03 miliarde de euro, suntem autoritate națională. Pentru toate aceste programe, aferente perioadei de programare 2021-2027, au fost lansate apeluri de proiecte. În ceea ce privește activitatea de înregistrare sistemică, în această perioadă am finalizat cadastru în 85 de unități administrativ-teritoriale, astfel încât numărul de imobile înregistrate este de 711.424, cu o suprafață de 714.198 de hectare. Totodată, în perioada 2023-2024, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistemică a proprietăților pe sectoarele cadastrale, fiind înregistrate gratuit pentru cetățeni 1.284.606 imobile, cu o suprafață de 948.354 de hectare, întrucât Ministerul Dezvoltării coordonează și domeniul administrației publice locale, am inițiat și susținut elaborarea 15 acte normative, 4 legi și 11 ordonanțe de urgență ale Guvernului, care au dus la îmbunătățirea codului administrativ, referitor în principal la funcția publică, proprietatea statului și a unităților administrativ-teritoriale în acord cu cerințele Programului Național de Redresare și Reziliență. Am lansat proiectul de lege privind codul de procedură administrativă.
iar tezele prealabile au fost deja aprobate prin hotărârea Guvernului. Am inițiat proiectul de lege pentru Poliția Locală, care clarifică rolul acesteia și oferă un cadru legal unitar pentru activitatea sa. Am transmis preavizare interministerială proiectul de hotărâre a Guvernului pentru sprijinirea consorțiilor administrative. În ceea ce privește programul de termoficare, am semnat 7 noi contracte de finanțare multianuale și 14 acte adiționale de prelungire a perioadei contractuale sau modificarea valorii contractului. Acestea sunt, pe scurt, o parte dintre demersurile pe care le-am realizat alături de colegii mei din minister în perioada în care am fost ministru al dezvoltării. Evident că atunci când ești într-o asemenea funcție, ți-ai dori să vezi mult mai multe inițiative și investiții finalizate care produc efecte. Sunt sigur că echipa care va conduce ulterior Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va continua același ritm alert, investițiile prin toate programele pe care Ministerul le coordonează. Am încredere că toate eforturile de modernizare derulate în prezent vor fi implementate cu succes și vor contribui la acea eficientizare a statului pe care ne-o dorim atât pentru noi cât și pentru generațiile viitoare. Închei prin a vă mulțumi atât dumneavoastră pentru prezență, cât și echipei Ministerului Dezvoltării pentru implicarea, profesionalismul demonstrat și vă asigur pe toți deopotrivă că în mine veți găsi mereu un prieten, un sprijin, ori de câte ori veți avea nevoie. Vă mulțumesc! Vă stau la dispoziție cu întrebări în situația în care aveți, vă rog. Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. V-aș întreba în primul rând dacă știți cine va veni după dumneavoastră. Este un interimat? Va fi făcut de cineva? Demisia mea a fost înaintată, conform legii, încă din data de 30 octombrie. Am parcurs toate etapele prealabile, iar mâine va fi acest decret prezidențial în care va fi nominalizată acea persoană. Cred, este doar o opinie personală, nu vreau să credeți că chiar nu vreau să vă ascund acest lucru, încă nu am o informare referitor la cel care va prelua atribuțiile Ministerului Dezvoltării. Cu siguranță va fi unul dintre miniștrii liberali din guvern, iar acest lucru îl vom afla în cursul zilei de mâine, când va apărea acest decret prezidențial, în situația în care voi afla mai devreme, îmi iau angajamentul să vă anunț. Și mai am o singură întrebare legată de Planșeul Unirii. Aveți vreun regret că nu s-au început acolo lucrurile? Sunt foarte multe proiecte importante în țară. Întreaga mea carieră a fost bazată pe... am avut o implicare pozitivă și de fiecare dată mi-am dorit ca proiectele de infrastructură să le putem derula cât se poate de repede. Niciodată nu am ținut cont de apartenența politică a vreunei persoane, atât din poziția de președinte de Consiliul Județean, când am avut la dispoziție sume pentru echilibrarea bugetelor sau sprijin pentru implementarea anumitor proiecte. Regret că nu a început acest proiect. Este un proiect de care Bucureștiul are nevoie, România are nevoie și cred că în perioada cea mai scurtă, trecând peste acest an care a fost extrem de greu, un an în care poate nu am putut să facem lucrurile care țineau efectiv de cele mai multe ori de conștiința noastră, am fost nevoiți să gândim situații de campanie electorală și tot felul de alte lucruri. Vă rog. Cristina Sprântic, 24. Bugetul pentru PNDL și Anghel Saligny a fost plecat la început de an vreo 6 miliarde de lei. Mă contraziceți dacă mă înșel, dacă acolo știam eu suma, și a ajuns undeva la peste 11 miliarde de lei într-un an cu 4 rânduri de alegeri. Cum vedeți dumneavoastră această suplimentare de buget pentru aceste programe din fonduri publice în condițiile unui deficit care trece de 8% și în condițiile în care avem 4 rânduri de alegeri și primarii sunt locomotive electorale pentru partide? Trebuie știut un lucru. Toate contractele care au fost semnate pe Programul Național Anghel Saligny sunt contracte care au îndeplinit toate procedurile prealabile, deci unitățile administrativ-teritoriale au încărcat în platforme toate informațiile necesare pentru a putea să ajungă la maturitate și pentru a putea începe procedurile de achiziție și ulterior implementarea acestor proiecte. După cum v-am prezentat, avem peste 4.000 de contracte semnate. 4.000 de contracte semnate poate însemna în anumite perioade și
2.000-2.500 de situații de lucrări. Toate aceste situații de lucrări înseamnă TVA plătit, impozit pe profit, asigurarea salarizării personalului care lucrează în firmele respective, iar statul român are obligația de a și îndeplini obligațiile contractuale. Este un început pentru acest program, este un program în care vom vedea vârful de implementare probabil anul viitor și care, de la început, eu am atras atenția, nu a beneficiat de sumele necesare pentru a putea să poată fi implementat. Nu a existat alte reglementări stabilite, nu au fost eșalonări pe aceste proiecte încât să spui, da, semnezi un contract pe 10 milioane, tu ca și autoritate publică locală, de vei putea implementa această sumă în decursul a 5 ani de zile. Neputând să faci astfel de lucruri, fiindcă sunt lucruri care au o anumită complexitate. Dacă vorbim de o canalizare, nu poți să faci organizare de șantier și ulterior să faci câte din 2 km cât ai conducta principală, să ai eșalonat câte 500 de metri în fiecare an sau să faci doar o parte din branșamente. Toate aceste lucrări sunt în derulare, o parte din costuri au fost suportate de către autoritățile publice locale, a fost un program național care a fost asumat de către Guvernul României, iar în acest moment consider că este normal să existe sume alocate din fondul de rezervă bugetar, fiindcă vorbim de aproape toate comunitățile din România, fie că vorbim din mediul rural sau din mediul urban. Și dacă spuneți că vârful pentru acest program pentru Anghel Salini va fi anul viitor, în condițiile în care anul să ajungem la 11 miliarde sau depășim 11 miliarde de realocare, anul viitor de câți bani ar fi nevoie astfel încât să avem vârful? Cred că și sunt evaluări pe care le facem. Evident, ceea ce se va întâmpla vom vedea prin alocările bugetare. Eu cred că dacă anul acesta am avut nevoie de aproximativ 11 miliarde și avem în implementare aproape 45 de miliarde de lei, cred că va trebui să avem un buget cu care să începem de peste 10 miliarde. Ca ulterior, prin fondul de rezervă bugetară, să poată fi alocate astfel de sume. Există cumva în momentul de față facturi neachitate sau restante pentru că nu s-au alocat bani pe aceste programe? A existat inclusiv un memorandum pe care l-am întocmit încă de săptămâna trecută, care a fost avizat de Ministerul Finanțelor, iar în perioada următoare vor fi puse pe ordinea de zi a ședinței de guvern pentru a putea fi plătite. Sunt încă situații restante. Ne puteți da mai multe detalii câte sunt? Sunt ce sumă s-a solicitat sau se va primi? Noi am solicitat suma de un miliard jumate, bani pe care Ministerul Finanțelor i-a aprobat, iar în perioada următoare urmează să-i aprobăm. Să începem să facem plățile către unitățile administrativ-teritoriale. Și dacă mai permiteți o întrebare, a fost un raport al Curții de Conturi cu privire la investițiile în canalizare și apă potabilă, inclusiv finanțate prin PNRR și Anghel Saligny, și era acolo o critică destul de mare aduse acestor investiții. Spuneau că nu s-au făcut monitorizare, că de cele mai multe ori rețelele au fost ori supradimensionate, ori subdimensionate și că apa potabilă care trebuia să fie asigurată nu este apă potabilă sau nu are aviz de la DSP. Ceea ce arată o lipsă de urmărire, practic, pentru proiectele care sunt finanțate prin aceste programe și pentru rezultatele acestor investiții din bani publici. Trebuie să înțelegem un lucru. Ministerul Dezvoltării nu derulează efectiv toate aceste investiții, le derulează prin autoritățile publice locale, care pregătesc documentațiile prealabile, fie că vorbim de studii de fezabilitate, fie că vorbim de întocmirea proiectelor, care la rândul lor sunt avizate de către cei care au această competență la nivelul localităților, municipiilor sau județelor. Iar toate aceste proiecte vin ulterior la decontare, nu știu, poate au fost situații izolate, dar nu cred că există o responsabilitate a Ministerului Dezvoltării câtă vreme prin solicitările pe care noi le facem, fiindcă chiar dacă s-a publicat în ordin de ministru în care am stabilit care sunt proiectele care urmează să fie finanțate, toate aceste unități administrativ-teritoriale trebuie să încarce în platforma pe care o avem la Ministerul Dezvoltării, documente care țin de aprobarea indicatorilor tehnico-economici, de avizele necesare pentru obținerea, pentru a putea implementa astfel de proiecte, de maturitatea proiectului în general.
Și aceste lucruri, până la urmă, sunt în responsabilitatea autorităților locale. Nu cred că există un proiectant și, până la urmă, ceea ce spuneți dumneavoastră, cred că ar fi în sarcina unui proiectant să dimensioneze corespunzător, știu, aducțiunea de apă sau distribuția de apă în comunitățile respective. Și au mai fost critici din partea furnizorilor de gaze, de exemplu, despre faptul că ajungem să băgăm bani în rețele de gaz, fără să fie oameni care să se racordeze la ele. Adică, dintr-o comună, vă dau așa un exemplu ipotetic, de 400 de case, s-au racordat 20 de case după ce am făcut investiții din bani publici pentru creșterea rețelei de gaze. Întrebarea este cum ne putem asigura că nu mai îngropăm bani degeaba, pentru că costul acela, până la urmă, poate fi transferat către restul oamenilor, să zic așa. Costul materialului lemnos și, până la urmă, noi avem niște criterii prin care stabilim eligibilitatea anumitor proiecte. Toate aceste proiecte care ajung la maturitate îndeplinesc anumite criterii. Din ceea ce am văzut și mergând prin țară, cred că astăzi există o preocupare foarte mare din partea autorităților locale de a introduce rețele de gaz metan în cât mai multe localități. Sunt foarte mulți cetățeni care solicită acest lucru, sunt foarte mulți cetățeni care au astfel de așteptări, ținând cont de faptul că prețul materialului lemnos a ajuns la cote destul de mari, sunt foarte multe exigențe și mulți își doresc aceste investiții făcute în comunitățile lor. Am toată convingerea că atâta vreme cât și-au asumat anumiți indicatori tehnico-economici că îi vor realiza de la nivelul comunităților respective, vor trebui să-i ducă la bun sfârșit. Fiindcă în momentul în care noi lansăm niște programe, clar că vrem să avem și o adresabilitate. Cei care încarcă în aceste platforme despre care vorbim, au obligativitatea de a răspunde solicitărilor noastre și a demonstra că, de fapt, există un număr de beneficiari care să poată să fie satisfăcuți în urma acestor alocări bugetare. Păi și dacă la finalul investiției nu se ating acei indicatori, ce se întâmplă? Adică la final, am dat bani la o comună. Putem ajunge la tot felul de speculații, dar cred că vor fi situații izolate. Cred că, în mare parte, investițiile care au fost făcute, și dacă ne referim strict la introducerea gazului metan, consider că România are astăzi nevoie de astfel de investiții și veți vedea că în perioada următoare, ținând cont de faptul că există acest interes din partea cetățenilor de a fi branșați la aceste utilități, va avea eficiența necesară. Dacă mai aveți, vă mulțumesc și vă urez o zi bună.